Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou challenge, bineînțeles pus de voi pentru că, aoleu, pentru că la clipul în care eu am făcut The Slow Challenge, că mi-am luat bandă de alergat și mi-a spus așa: Bogdan, am o super idee pentru tine și pentru Danu, cine slăbește cel mai mult sau cine dintre noi doi poate slăbi într-un timp de o oră. Deci avem la dispoziție o oră. Amândoi să facem exerciții și fiecare ce știe, alergăm pe bandă, unul face flotări, unul genoflexiuni, orice. Nu știu, orice metodă pe care o ai tu, la sfârșit când te urci pe cântar, pentru că am luat aici un cântar, dar înainte de asta nu uitați că aveți acolo în descriere tricourile marca IBM Family, bluze, hanorace, jachete, șepci, intrați și uitați-vă și dacă vă place ceva, bineînțeles, cumpărați, dar am un cântar destul de urât. Da. Voi făcut acum în spatele casei. Da, ci că e din parchet, știi? Mă rog, e din sticlă, dar nu mai contează, nu ne interesează. Asta e ideea în felul următor. Ne cântărim acum, Danule, scriem frumos pe foaie cât avem, cât am eu, cât ai tu. Da. După, dăm drumul la cronometru, avem o oră și avem ceasul acolo sus, știi? Ei, și la sfârșit ne urcăm pe cântar să vedem cine a stăbit. Nu contează, dau un exemplu. De exemplu, uite, hai să facem... Hai să facem proba live. Să facem o probă. Așa. Să aprinde și asta sau... Fii atent. Deci, atâtea kilograme am eu. 61,25. Da? 61,25 kilograme. Aici Danu. Și Danu acum la proba cântarului. Hai să vedem. Încă. Să te filmez eu. Deci Danu acolo, da? Hai să vedem. Doar că... Fii atent, cât ai? 67,70. Fii atent, facem în felul următor. Uite, ți-am adus acolo o perechi de pantaloni scurți. Dacă vrei să iei pe tine, fii atent. Ca să... Doar dacă vrei. Și eu sunt în pantalon scurt și în tricou. Deci fii atent, dacă tu crezi că pantalonii tăi cântăresc 10 grame, 20 de grame, 100 de grame, poți să iei o pereche de pantaloni scurți, gen de la mine. Uite, aici o pereche, dacă vrei să iei pe tine. Că, mă, pentru mine s-ar putea să fie un avantaj, s-ar putea să transpir mai mult în pantalon. Da, nu știu cum crezi tu, pe mine nu mă interesează, dar tu te cântărești așa cum începi. Da. Da. La sfârșit nu te dezbraci și te cântărești. Nu, așa. Rămâi așa. Cum să acum așa, okay? la sfârșit. Poți să te schimbi, poți să-ți iei altceva sau... Nu, frate, înțelegi? Deci ai văzut 67,70. Scrie tu acolo. Trebuie să mă notez aici. 67,60 kappa de la kilogram și am plecat. Trebuie să țineți cont pentru că eu am 1,65, dar nu tu ce alții mi-ai? 1,82. Avem aici 1500 de lei. Eu îi pun la bătaie, Danule. Deci dacă tu bani înapoi, că am pierdut 800 de lei la vlogul ăla. Ai înțeles? Deci dacă tu astăzi slăbești mai mult ca mine, câștigi banii ăștia aici. Ăsta ai tăi. Îi pun aici frumos, deci banii sunt ai mei, eu i-am pus la bătaie. Okay? Ok? Ok, bine, da? Da. Am lăsat frumos aici, nu ne interesează. Fii atent. E... cât e acum ceasul? Vezi cât e ceasul. Deci 17.35. Da? Și avem alarma pusă la... Nu, era 16.35. Da, 16.35 și alarma la 17.35. Da. Bun. Din momentul ăsta, fiecare face ceea ce crede el că e mai bine pentru el ca să slăbească. Da. Start, te-am dat drumul, da. Din momentul ăsta, fiecare face ceea ce vrea. Păi, eu vreau să fac niște bandă. Mamă, stai că nu-i bine. Trebuie să mi-am dat și în picioare, mă doar spatele. Când am dat drumul ăsta, n-aveam mai dat și în picioare, ca să știi. Da, păi nu, că așa te cântărești, păi nu mă, asta așa. Fără? Aveam ideea mea aici, eu. Mamă, băie, și mai am o idee. Super șmecheră, în care Danu... Deci, băieți, asta este bluza mea cu care alerg, transpir de 3 ori mai mult decât ai transpirat cu un tricou normal. Și am fost la trebuie cu bluza asta. Să ne împli. Bă, nu mă mai faci să râd. Nu, grația și grația. Hai să mă pun și aici lângă tine. Facem amândoi spăra. Deci nu o să las toată filmarea pentru că o să fie o oră destul de mult. O să fac bucăți, așa? Dar la sfârșit ceasul trebuie să fie 17.35, nu? Da. Ok. Măresc viteza pentru că n-am timp. Deși trebuia să alerg așa puțin să mă încălzesc. Dar nu prea am timp, sincer. Și trebuie să dau jos. Avem două flotări, băieți. Banda aia ta, avem voie pe bandă, ca să fim corecți,
câte 10 minute. Ai făcut 10? Da, mai mult de 10 minute n-ai voie să faci, da, pe bandă. Că așa aș putea să stau toată ora pe bandă și nu e ok. Ce-a dat din nebun acolo? Fac sprinturi, băieți, în casă! Noi nu suntem cu sala, cu chestii de genul ăsta, e doar un challenge. De asta nu avem nici prea multe chestii cu care să facem, gen pentru sală. Eu mi-am luat banda ca să alerg pentru că vine iarna și vreau să mai fac mișcare pentru că e recomandat pentru problema mea, pentru problema mea la spate să fac mișcare și pentru asta mi-am luat banda. Cum te simți? Mort. Mort. Mai poți? Mai am un minut jumate. Un minut jumate la bandă, da? Am încercat să fac niște programe, acum am o pauză de 2 minute, că sunt conștient că nu pot să țin așa în continuu. Oh, sper să dea roade ce încerc eu să fac aici. Mai stau 2 minute și după aia vă iau cu mine înapoi la următor exercițiu pe care îl fac. Bogdan deja s-a băgat aici. Băieți, ce face fratele vostru ca să transpir și mai mult? Și dăm bătaie, băieți, în continuare. Dăm forță. Bam! Ia zi. Oh. Ha? Vezi că ajută și asta? Păi am dat-o ca să transpir mai mult. Aici, în rucsac, am sacelul Pablo din Veliș, care pune în litieră Bogdan. O să alerg eu în spate. O să încerc să alerg eu în spate. Da, bă, bă. Cât ai acolo? 5 kg? 5 kg. Stop! Uitați-vă puțin! Mamă, nu mai pot! Ce bagă Danu acolo forță, băieți! Aș bea acum o gură de apă. Ce o gură? Aș bea tot bidonul odată, dar... Nu! Rezistăm! Ce alargă Danu cu învelișul lui Pablo în ghiozdan! Danu a cedat și el de pe bandă. Mai aveai? 2 minute. Mai avea 2 minute? Nu mai poate nici el, am luat amândoi pauză. Nu mai putem. Aici n-am nimic, vedeți? Ia fiți atenți acum. Uite. Ia uitați ce acolo. E flash. Aștept să termine Danu și mă bag la bandă din nou. Cred că este ultima tură a mea la bandă, dacă stau să mă gândesc. Da. După se termină timpul, s-ar putea. Că vine 10 cu 10, 20 și mai rămân vreo 5 minute, 6. Da. Și nu mai avem timp. Deci ultima mea serie la bandă, băieți. Băi, dar am picurul pe spate. Cât Mai sunt 5 minute, câte? Și 31. Oricum, se vede. Se vede? Poți filmezi ceasul, da, din perete. Nu, că s-a văzut. Se vede? Uite și ceasul din perete. Stai să focalizezi camera. Că nu mai trebuie să stau pe picioare. Se vede? Da. Se vede, da? Și asta e la fel. Uite la fața mea. Le zic, oba. Ule, m-aș împedicat. Da? Cum arăt? Flashcă. Hai să-mi dau geaca jos, că nu mai pot. Trebuie să-mi iau tricoul pe mine pe care l-am avut, da? Cum erai, da. Deci, s-a îmbrăcat și Danu cum era și eu la fel, pentru că așa a început. Aia. Am dat jos aia. Ca da, dat jos folia, așa a început, așa se cântărește și eu la fel. Ia camera. Mamă, băieți, ce emoții am pe bune! Acolo are Bogdan tabelul. Cum deci am tabelul aici, am așa. 61,25. Presupun că se va schimba doar după virgulă, că gen n-am dat eu vreun kill jos. De pixel. Hai să vedem. 60-90! Băieți! Mamă, bă, Danule! Uite, a sunat și ceasul. A sunat și ceasul. Mai erau cât erau? 3 minute, 4 minute, nu? 60,90. Deci uite, a sunat și ceasul. Mai erau 4 minute. Deci... 60,90. Adică am slăbit 35 de grame. Da. Oh, băieți, forță, 35 de grame. Hai să vedem pe Danu acum, băieți. Mamă, deci pe bune real 100%. Fii atent acum, bă, stai așa, aprinde-l. Să-l vedem, da? Pe 0, băieți. Și Danu i-a dat, băieți, acum. Îl aveți pe Danu aici. Yeah! 67,10. Și avea 67,70. Bă, bune! 60 de grame! 60 de grame a slăbit! Dă-mi coace! Oh my god! Am câștigat, frate! Stai așa un pic că...
Mai am aminte așa, parcă m-am trezit azi noapte așa, și-a făcut așa o leac. Bate aici, bravo frate. Deci challenge-ul făcut pe bune 100%. Banii mei înapoi. Plus, m-a luat plus diferența. Poate zis Bogdan băieți că mi-ați spart ochii în comentarii și buzunarul greble se făcu. Și l-am sigilat. Of, cât de direct. Nu știu, nu știu unde am greșit sau care a fost avantajul tău. Uite, sincer, am avut chestia aia pe mine care te ajută să slăbești, să transpiri mai mult. Dar cred că tu că ai alergat cu ăla lui Pablo cu 5 kg în spate. Ăla, 100% cred. Oare? Că m-a făcut diferent. Greutatea, nu? Părerea mea, nu știu, așa am simțit-o. Ăsta, măcar ăsta a dat challenge să-mi bat. Pă bune, sincer, când am avut ideea asta am zis, bă, Danule, nu cred că e timp într-o oră să... O diferență mică, de 10-5. Eu am zis că nu slăbesc deloc, frate. Pe bune? Jur, am zis că n-ai timp într-o oră, trebuie să bași forță. Să dureze. Apăsați butonul de like acolo în forță, puneți clipul la story și dați-mi tag pe Instagram acolo forță. Te roagă fratele tău, fă-mi cinste măcar cu apa aia că nu mai pot, Danule. Dă-mi coa. Îs rupt. V-am lăsat, ne vedem la următorul video. Pa! Nu mai pot. Pa!